Astăzi îți povestesc puțin despre parfumurile Iodeima. Și Iodeima mi se pare că sunt niște veri nu foarte îndepărtați de Verset. Atât parfumurile Iodeima cât și Verset vin la 100 de ml, la 50 de ml și la 15 ml. Și faptul că vin la 15 ml, care nu costă deloc mult, mi-a permis să testez ceva mai multe parfumuri din ambele game. Și o cutie de 15 ml de Iodeima arată așa, în timp ce o cutie de Verset de 15 ml arată așa. Aș spune că sunt destul de asemănătoare. De asemenea, ambele sunt companii franțuzești, iar producția pentru ambele parfumuri, fie ele Iodeima sau Verset, e făcută în Spania. Iar spatele cutiilor arată ca și cum s-ar cunoaște puțin. Acum nu vreau să mă duc în zona aia teoriei conspirației și să spun că Iodeima și Verset de fapt sunt același lucru, pentru că pe cutie e trecut că ar fi două firme diferite, sunt niște asemănări, dar nu e același lucru. Dar ce cred eu că se întâmplă? Și nu trebuie să o iei de bună, doar e părerea mea, e că formulele pentru parfumuri sunt aceleași. Spre exemplu, Caribbean și Island sunt amândouă inspirate din Dior Sauvage. Ambele conțin același lucru. E totuși de menționat că factorul diferențiator din orice parfum este partea asta în care scrie parfum sau fragrance, care e o formulă proprie și poate conține cam orice. Da, bănuiesc eu că e același lucru și de asemenea concentrația amândurora este de 71%, deci 29% ulei parfumat. Și probabil că asta te-ar face să crezi că sunt extraordinar de persistente. Și da, au fost oameni care au spus de-a lungul timpului că atât Iodeima cât și Verset sunt foarte persistente, așa cum au apărut tot mai mulți oameni în ultimul timp care spun că în ultima vreme nu persistă pe ei. E de spus că asta e o treabă care cam variază de la persoană la persoană și chiar când am făcut video cu Verset, au fost oameni care mi-au spus că pe ei nu persistă, în timp ce au mai fost oameni care au spus că pe ei, extraordinar, fantastic Versetul ăsta. Și acum să trecem direct la Iodeima Caribbean, care, după cum spuneam, este inspirat din Dior Sauvage Eau de Toilette. Sticla arată cam așa, deci în varianta de 15 ml nu-i mare bătaie de cap, dar din punct de vedere al calității, să spunem, mi se pare un pas mai înainte față de Verset. Hai să vedem cum e și pulverizatorul. Foarte ok pentru ceea ce este și ca să continuăm comparația asta, îl voi pulveriza și pe Island de la Verset în partea cealaltă. Cumva la Verset parcă nu e la fel de mare investiția în felul în care arată sticla. Adică sunt convins că sunt identice costurile pentru ambele sticle, dar cumva în mintea mea Iodeima par un pic mai scumpe. Revenind la parfumuri, Verset Island pe încheietura cealaltă și pulverizatorul îmi pare destul de asemănător. În mod real nu simt vreo diferență dintre cele două, dar ce vreau să spun e că ambele clar sunt inspirate din Dior Sauvage Eau de Toilette. Ceea ce înseamnă că avem aici piper roz, citrice, un parfum foarte răcoritor, care totuși parcă nu are la fel de mult ambroxan, adică nu e folosit în exces, nu-l simți la fel de, nu vreau să zic abraziv, dar atât de ascuțit cum îl simțeai în Dior Sauvage. Parcă nici nu e chiar la fel de răcoritor, adică în linii mari e acolo, dar îți dai seama că nu e sauvageul ăla, asta dacă ești în vreun fel pasionat Sauvage. Dacă nu vrei ceva care să miroasă cam a Sauvage și să coste considerabil mai puțin, Verset sau Iodeima, Caribbean sau Island, oricare dintre variante e perfect ok. O să miroși curat, o să miroși proaspăt și incontestabil a Sauvage. Totuși, la prețul ăsta ajungem și la partea mai puțin plăcută, care e persistența. Pe pielea mea parfumul ăsta stă un 3 ore, 3 ore și ceva, ceea ce nu mă surprinde, dar mi-aș fi dorit puțin mai mult, în contextul în care au fost atâți oameni care au spus că Caribbean e un parfum fantastic, care persistă extraordinar. Bine, și aici au început să apară discuții că ar fi fost reformulate, că nu mai sunt la fel de puternice. Deci probabil că eu am luat o sticlă reformulată, că pe pielea mea azi dimineață cam 3 ore. E de spus că afară sunt toate gradele pe care le știu eu și pe care le știe fiecare dintre noi, așa că nu mă așteptam să fie extraordinar de persistent. Cam după 45 de minute se apropie foarte mult de piele și mai rămâne un timp acolo, dar exact la nivelul pielii, adică nu se mai simte în jur parfumul, lucru care ar putea să deranjeze pe unii oameni, care s-ar putea aștepta mai mult și în unele cazuri chiar pe bună dreptate de la prețul ăsta. Deși, realist vorbind, există și parfumuri de designer care costă considerabil mai mult, se comportă cam la fel, mai ales în genul ăsta de caniculă. Și trecem la Iodeima Sophisticated Man. Pentru bărbatul sofisticat din tine, un parfum care arată cam cum arăta și Caribbean. Îmi place că pulverizatoarele sunt chiar ok și nu mă așteptam, mi se pare că acolo unde ai putea să faci economie ar fi la pulverizator, să iei unul mai prost, la sticlă, chiar la cutie, că lichidul în principiu nu face atât de mare diferență ca preț. Și probabil te întreb din ce este inspirat Sophisticated Man. Ei bine, este inspirat din Dolce & Gabbana The One. One Eau de Toilette, mai exact, varianta ceva mai lejeră. Și știi ceva? Am primit recent și un The One varianta vintage de 8 ml și putem să-l comparăm. Deci aici e Sophisticated Man și aici îl aplicăm
cu oarecare reticență pe The One de la Dolce & Gabbana. Și deja mi se pare că în timp ce sticla pare mai interesantă la Dolce & Gabbana, pulverizatorul este mai bun la Iodeima. Când vine vorba să comparăm mirosurile de la Sophisticated Man și de la The One, The One pare mai intens. Niciunul dintre parfumurile astea nu e vreo explozie. Cred că The One n-a fost niciodată extraordinar, nici de persistent, nici ca proiecție. Dar dacă le miroși unul lângă celălalt, Sophisticated Man pare să fie o variantă mai timidă, pare a fi o amintire a lui Dolce & Gabbana The One, ceea ce cumva e de așteptat că se întâmplă cu multe clone. Nu e singura clonă care pățește asta. Cred că e vorba destul de mult și de ingredientele folosite, pentru că, în mod real, formula chimică a unui parfum e destul de ușor de descompus cu tehnologia pe care o avem în prezent, dar de foarte multe ori ingredientele fac diferența. Uite, spre exemplu, Chanel au tot felul de surse pe care le au doar ei și la care poate alți oameni n-au acces, de fapt, aproape sigur n-au acces, și asta face oarecum diferența mirosului. Formula chimică, ok, o poate lua oricine, dar atunci când ingredientele diferă puțin, rezultatul s-ar putea să fie altul, adică este altul. Și în cazul lui Sophisticated Man și D&G The One, vezi că Sophisticated Man vine din locul ăla, vezi că își face treaba, vezi și diferența de preț și zici ok, clar, nu mă așteptam să fie același lucru, dar nici nu o să obții un miros identic, așa cum se laudă toți oamenii care fac clone. Mai repet și aici, când e vorba de clone, sunt foarte mici șansele ca o clonă să fie întru totul la fel pentru omul care o folosește. În aer s-ar putea să miroasă aproximativ la fel, dar la nivelul pielii, când miroși ce se întâmplă acolo, întotdeauna să vei da seama că sunt un pic diferite. Și chiar voi testa treaba asta la un moment dat într-un video în care am să pun niște oameni să-și dea seama dacă mirosul un parfum original sau o clonă. Revenind la Sophisticated Man, drăguț, dulceag, seducător, pe pielea mea cu o persistență de cam 4 ore, dar în vreme rece ca un parfum de purtat așa la un drum scurt până la mega sau la o ieșire scurtă, mi se pare o alternativă interesantă. Iodeima Platinum are o denumire mai scumpă chiar decât parfumul din care se inspiră. Pentru că Platinum este mai mult decât o medalie de aur la gâtul unui câștigător. El se inspiră din Paco Rabanne Invictus. Știu că n-am făcut introducerea chiar așa cum te așteptai, dar Paco Rabanne Invictus. Și când vine vorba de Paco Rabanne Invictus, mi se pare că majoritatea firmelor care fac clone au foarte mult timp să aprofundeze rețeta asta și de obicei sunt foarte apropiați. În cazul de față, nu am originalul Invictus, la un moment dat s-a terminat, nu am simțit nevoia să iau altă sticlă, dar așa, bazându-mă pe memorie, mi se pare că seamănă destul de bine. Din clonele încercate până acum, s-ar putea să fie cea mai apropiată. Așa e când nu pot să o compar direct. Dar ce vreau să știi este că prinde ideea asta de prospețime, acvatică, marină, ușor dulceagă cu puțină gumă de mestecat. Și din parfumurile pulverizate până acum, mi se pare că e cel mai intens din momentul în care l-am aplicat pe piele. Adică mi se pare că se simte așa în jur. Nu e vreo turbare, dar e ok. Pe de altă parte, nici Invictus nu mai e cum era la început. I-a scăzut intensitatea, i-a scăzut și persistența, așa că e foarte probabil ca Platinum să fie apropiat și din punctul ăsta de vedere. Pe pielea mea un 4 ore, 4 ore și ceva. În prima oră e mai puternic, după care se apropie mai mult de piele. Și din ce am încercat eu de la Iodeima până acum, mi se pare că Platinum e unul dintre cele mai bune. Aqua Peromo e pentru acum. Un parfum răcoritor, inspirat din Aqua di Gio. Știu că nu-i nimeni surprins de asta. Foarte răcoritor, foarte Aqua di Gio. Mi se pare că la Aqua di Gio chiar au avut foarte mult timp toți oamenii care se ocupă cu clonatul să găsească o formulă cât mai bună. Și o parte de asemenea bună este că pe Aqua Peromo îl pot compara direct cu Aqua di Gio. Că mai am un pic din sticla asta de Aqua di Gio original. Hai să vedem. Surpriza pentru mine este că în primă fază Aqua Peromo, bine, față de sticla asta de Aqua di Gio care stă de mult timp la mine, mi se pare mai deschis, mai luminos, mai acvatic, mai de vacanță. Ce-i drept, parcă și o idee mai dulce. Niciunul dintre ele nu îmi dă o senzație de parfum extraordinar de natural, dar în timp ce Aqua di Gio pare să-și găsească drumul spre mirosul pe care îl știm și îl îndrăgim, Aqua Peromo păstrează amintirea mirosului, dar se duce într-o zonă ușor mai îndulcită, parcă mai puțin efervescentă. Acum fie vorba între noi, dacă vrei o variantă mai efervescentă, îți recomand să încerci pe Perialis 360 Red, deși e mai greu de găsit, dar mi se pare că el îți oferă efervescență ieșită din comun și față de Aqua di Gio și față de Aqua Peromo. Comparându-le strict pe acestea două, Aqua di Gio pare să aibă puțin mai multă profunzime și să aducă puțin mai mult aminte de mare, în timp ce Aqua Peromo pare să îți aducă aminte și de un gel de duș. Se îndulcește puțin, nu în sensul că devine un parfum dulce, dar nu e la fel de răcoritor și la fel de profund și pare să se dezvolte mult mai repede și să dispară un pic mai repede de pe piele.
Ceea ce nu e fantastic, pentru că nici Aqua di Gio pe pielea mea n-are cine știe ce persistență, adică are un cam 3 ore și cam așa are și Aqua Peromo, doar că în timp ce le ai pe piele, dacă le compari unul lângă celălalt cum am făcut eu acum, o să constați că există diferențe. Dacă îl porți doar din amintire pe Aqua Peromo, toată treaba bună. Și mi se pare, din nou, un parfum bun să te duci cu el la sală, nu o să deranjezi pe nimeni dacă îl porți pe Aqua Peromo la sală, pulverizat chiar generos dacă vrei. La fel, la un mers la cumpărături, la o ieșire rapidă, poate să fie parfumul pe care îl poți când te duci spre plajă. Deci are foarte multe întrebuințări la un preț destul de mic, mai ales dacă optezi pentru 15 ml. Și l-am păstrat pentru final pe Wow Scent. Motivul fiind că el este inspirat din Stronger With You de la Armani și sticla asta cu această culoare de ambră, e de spus că exact aceeași situație era și la Verset. Am eu fixul ăsta ca o legătură Verset și eu de Ima, după și momentul. Trebuie să spun că mirosul ăsta dulceag, plăcut, vanilat, are cea mai bună persistență din parfumurile astea încercate. Ceea ce înseamnă că pe pielea mea parfumul ăsta stă vreo 5 ore. Ceea ce, în termen de iodeima, mi se pare foarte ok. Iar ca miros, o să te surprindă asta, dar miroase destul de bine a Stronger With You. Am încercat în ultimul timp diverse clone de Stronger With You și mi se pare că unele au un pic de Invictus în ele, unele sunt mai dulci, unele sunt mai puțin echilibrate. Mi se pare că Wow Scent își face treaba destul de bine. Doar că, din nou, e genul de parfum pe care îl testez din amintire pentru că nu mai am originalul Stronger With You. La un moment dat l-am descoperit pe Absolutely și am zis ăsta e pentru mine, pe original am să-l las să-și vadă de viața lui. Și motivul pentru care cred eu că Wow Scent persistă mai bine și are și proiecție un pic mai bună, mai ales în zile mai reci, ceea că e un parfum dulce, are vanilie. E și un miros general mai dulce și mai prietenos pentru o zi în care temperaturile scad puțin. Mi se pare ușor înnecăcios acum, doar că în varianta asta de la Iodeima e un pic mai aerisit, adică dacă vrei neapărat să-l porți când e cald, mi se pare că Iodeima e varianta mai bună față de original. Deși nu cred că ar fi opțiunea mea de parfum pe care să-l port la 40 de grade. Altfel de seară, de zile reci, plăcut, cam 5 ore, ceea ce înseamnă că e un parfum ok pentru o întâlnire, pentru o ieșire rapidă cu prietenii sau de purtat așa în situații din astea mai legere. Și ăsta e tiparul pe care îl văd eu cu parfumurile Iodeima. Sunt niște clone destul de ok. Din punct de vedere al mirosului, niciunul nu are vreo pornire arabească, pentru că, în definitiv, n-ar avea de ce. Se apropie destul de mult de original, dar sunt variante mai relaxate, mai aerisite, să le spunem, și niciunul dintre ele nu mi se pare că un parfum din ăsta cu care să atragi extrem de mult atenție. Adică dacă vrei un parfum foarte gălăgios, probabil că ar trebui să te orientezi spre Wow Scent, dar pe care să-l pulverizezi în cantități destul de mari. Dacă nu vrei să faci asta, vei mirosi a Stronger With You, dar potolit așa. Nu o să dudui în toate părțile, dar trebuie să ne gândim de fiecare dată când vorbim de parfumurile astea, adică să luăm în calcul și prețul. Diferența de preț față de original e destul de mare, mai ales că în ultimul timp parfumurile de designer au început să se tot scumpească. De fapt, toate lucrurile, parfumurile, parcă clonele de la Iodeima Verset nu și-au crescut atât de mult prețul. Și concluzia mea, la fel ca la Verset, este că sunt parfumuri interesante, clone destul de reușite, dar care pe pielea mea nu au cea mai bună performanță. Ăsta e un lucru care mi se pare important de subliniat, pentru că s-ar putea să te lovești și tu de această problemă. Și ce-ți recomand eu e să nu te duci spre o sticlă de 50 sau 100, ci să începi cu una de 15, care te costă până în 30 de lei. Și cu asta se încheie videoul meu despre parfumurile Iodeima. Spune-mi în secțiunea de comentarii despre ce altceva vrei să mai vorbim în videourile următoare, fie că e vorba despre alte clone, creații originale sau orice altceva. Dacă ți-a plăcut acest video, un like m-ar ajuta foarte mult. Eu mă bucur că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor.